Cafeluță vrea să-ți cumperi jocuri ieftine de pe G2A. Hello și bine v-am găsit la un nou episod de Roblox. Mă joc Roblox în mod neironic și îmi place și asta e foarte ciudat și sper că și vă place. So, astăzi ne jucăm un simulator de pe Roblox și mai exact Billionaire Simulator. So, practic, nu știu dacă se traduce bilionar în română la chestia asta, dar o trebuie să fii multimiliardar, milionar și de toate, da? Deci amândouă combinate, să avem atât de mulți bani încât nu o să avem ce face cu ei. Știi cum? O să mergem la toaletă și folosim banii ca să facem chestii. Și nu o să zic ce chestii, pentru că sună foarte scârbos și vă rog frumos să ajutați acest caz de om cu pur autism, pentru că aparent așa am ajuns. Pentru că mă joc Roblox. Așa, cu like mai jos, vă rog frumos. Și de asemenea, vă rog să nu uitați să vă abonați cu clopoțel ca să vedeți dacă mai sunt în viață următoarele zile, pentru că s-a putea să primesc o Robloxită acută și nu știu exact ce o să fie cu mine. Sau, în momentul ăsta sunt foarte săracă. Ei, mulțumesc! Mulțumesc că spui că sunt pur, adică da, știam și eu asta, dar ce e nevoie să pui sare pe rană, știi? Bine, ok. Ce trebuie să fac acum? Trebuie să apăs ca să muncesc acilea. O, Doamne, iartă-mă, stai, eu trebuie să apăs să muncesc. Ok, și acum pot să cumpăr un bonus, ori unul. Ok, asta o să fie interesant. Deja am 10 dolari. Vai, deja, uite cum vin banii, 34 de dolari. 46. Yes. Yay! Acum trebuie să mă duc să cumpăr alt loc de muncă, cum ar veni. Ok, asta e foarte fain, trebuie să strâng 1000 de dolari. Ui, la asta nu o să fie atât de greu, cred. ca să cumpăr ca să cumpăr standul de hot dog, ca să nu mai muncesc eu vreodată. Asta sună foarte bine. Apropo, vă invit să verificați acele link-uri din descriere. Aveți acolo link către G2A, dacă doriți să cumpărați jocuri foarte ieftine. Și aveți un cod de 3% cashback pentru, Doamne iartă, m-am zis o prostie cât mai mare decât capul meu. Aveți un cod de 3% cashback, it's ok. Nu mă luați în seamă. Hai să ne prefacem când am zis nimic aiurea. Ok, bun. Am manager. Stai, băi, stai, mă, dar am bani. De ce nu mă las să cumpăr? Stai, cred că nu mai am bani. Dar scrie că am bani. Dar cum de nu mai am? Aleleu, Doamne, știi ceva? Stai așa că mă întorc acolo și iau din nou. Să încerc din nou. Posibil să fi rămas fără bani deși am bani. Stai, m-am dus aiurea complet. Stai, ăia sunt playeri. Nu sunt player, nu, sunt doar manager, atâta, manager. Zic, ea sunt manager, nu sunt player, nu sunt player pe aici din ce văd eu, deși scrie că sunt undeva în lista, dar sunt treaba lor acolo. Păi, da, stai o secundă, aici. Septilion, octilion, nonilion, cine naiba ajunge acolo? Cum reușești să strângi așa mulți bani în jocul ăsta? Adică, dacă stau să mă gândesc mai bine, nu e atât de greu să strângi atâția bani în jocul ăsta? Chiar nu cred că ar fi atât de greu. Băi, deci, serios acum, am destui bani cât să cumpăr aia, dar nu pot să cumpăr. Alo, Roblox, vrei să fii drăguț cu mine și să mă ajuți? Pentru că aici faci chestii foarte importante, timpul costă bani și timpul ăla e foarte ciudat, Doamne, iartă-mă! Ce e chestia aia și de ce arată de parcă e un minion? O, Doamne, iartă-mă, ok, chestia merge. Dai liniștită, Tsuki, ceva normal ce se întâmplă aici? Ok, so, managerul meu face bani de la distanță? S-a teleportat? Ok. Guys. Managerul meu, nu doar că făcea treaba de la distanță prin telepatie, managerul meu de stand de hot dog s-a teleportat! Wow, ăștia da bani investiți bine, ce pot să zic? Au, Doamne, iartă-mă. Așa. Pot să cumpăr un bonus ori 10, super. Ok. Trebuie să fac 720 de dolari ca să poți ia următorul stand. Ceea ce nu e atât de rău, dar aș cam vrea totuși să cumpăr și managerul pentru standul ăsta de lapte? De fapt, nu e tocmai lapte. Se numesc produse din lapte. Dairy. Păi și stai așa o secundă, am avut task-ul ăla, ok, l-am făcut pe amândouă și acum nu mai am niciunul gen, chiar nu mai am niciun task, what the fuck? Păi și stai așa o secundă, că pot să cumpăr asta, puteam să o cumpăr, ce fraieră sunt? Știi ce?
O să mă duc... Nu, mă duc la asta, nu pot să mă duc la asta, firar. Ok, am cumpărat patiserie și un loc de făcut pizza. Ok, am cumpărat un upgrade pentru asta, punem să muncim aici, un upgrade pentru aia și muncim din nou aici. Mamă, mamă, dar ce... cât abonetul face tipul ăsta de la hotdog, hehehe! Ok, hai să mai strângem niște bani, hai să facem 100k, știi? Ca să am eu acolo bani frumos strânși, ca să pot și eu să cumpăr niște manager, nu? Dacă tot o să mă duc prin partea aia mapei unde e foarte, foarte departe. De fapt, mi-e lenesc să rămân acolo. Așa, măcar să am bani, nu? Păi, cum adică? Na. Hai, hai, mai muncește mai repede! Fă pizza mai multe! Bă, nu vine să cred. Tocmai mi-am făcut singură poftă de pizza. Sunt un geniu. Tsuki e un geniu. Știați că sunt un geniu? Știați asta? Puu! Ok. Hai să mergem în față, să luăm acei manageri. Avem nevoie de manageri. Unde era? MTHQ. Bine că ești MTHQ. Stai așa. Sunt atât de confuză. Unde ar trebui... Sunt atât de confusă, eu tocmai văzusem... Ah, nu, stai. Nu. Bă, tu de cumpăr manageri? Ok, daily managerul e aici, la. Mă înțel... Sunt un geniu. Eu am crezut că există un loc special. Am crezut că există un fucking loc special. Oh, mă rog, nu râdeți de mine. Sau dacă râdeți de mine, haideți să râdem împreună de mine și de prostia pe care am zis-o din aur. Oh my god, deci nu vine să cred. Jocul ăsta mă tâmpește. Jocul ăsta arată cât de neexperimentat în Roblox sunt eu, firar. Ah, și eu încerc să par aici pro player de Roblox, firar. Jocule, de ce-mi faci asta? Ah, doamne. Ok, o să cumpăr bonusuri pentru pizza, că aici fac mai mulți bani, acolo și le fac, își fac ei treaba bine și frumos. Că cumva trebuie să strâng foarte, foarte mulți bani ca să deblochez următorul nivel și mai am foarte mult de muncit până acolo, deci trebuie să bag upgrade-uri ca lumea în treburile astea. Hai să băgăm aici ori 10. Ok. Oh, what the fuck? Ok, production time 6 secunde. Cred că în magazinul cu lapte ar trebui să pun cei mai mulți bani. Cu lapte, produse lactate. Aoleo, doamne, ce exemplu mai sunt și eu pentru făi, vorbesc să mai prostii. Poți să deblochezi luna? Îmi place cum sună asta. Dai seama să lucrezi pe lună. Ar fi foarte frumos. Ok, 100... Mama mea, dar cât abonetul fac din chestia asta, ești nebun. Ho, 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 cum vin banii. Măi, dar ar fi frumos dacă ai face ceva de genul și în realitate. Dar nu se poate, din păcate. Oh. Ok. Hai să mai luăm niște bonusuri pe aici. Mai luăm niște bonusuri și în partea asta. Și ia să vedem, să vedem. Muncim aici. Mai cumpăr niște bonusuri și pe aici. La la! Îmi place cum arată treaba asta. Îmi place foarte mult cum arată. Am primit și un badge. Sper că i-am zis bine. Oh, nice! Acum pot să mă duc să cumpăr managerul de pizza pentru că costă 500 de milioane și l-am. Ola! Oh, da! Deci de s-ar face bani în realitate atât de ușor. Vai, 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 ce viață bună am avea cu toții, nu doar eu. Și am zis asta pentru că nu-mi doresc doar mie bine în viață, ci vă doresc și vouă, pentru că, sincer, trăim într-o lume atât de, cum să-i zic eu, atât de înnebunită după bani, după ai fi bine și nu judec de rău treaba asta, pentru că e și normal să-ți dorești binele, dar, nu știu, uneori am impresia că foarte multe persoane pun preț pe bani, pe fericire și asta mă întristează, sincer, da? Na. Nu, nu-i poți mulțumi pe toți în viață, ce poți să zici. Sau ce poți să faci, nu știu. Asta este. Ok, so... mai am puțin și deblochez și locul ăsta. Ba, mai am foarte mult până deblochez locul ăla. Tsuki, nu mai vorbi prostii. Ok, 179 de milioane, 14, un... Oh, stai!
Eu chiar puteam să mă deblochez alte chestii. Sunt un geniu. Un geniu cu ghilimele, desigur. Ok, deblocăm aici. Nice. Pot să mă duc acum să iau manager pentru... înghețată! Eu nu mi-am dat seama că am cumpărat un loc pentru... mă rog, cu înghețată. Sunt un geniu. Eu doar l-am cumpărat. Ok, la 10 milioane pot să cumpăr managerul pentru gogoșerie. Dacă există cuvântul ăla. Nu-mi zic că și ăsta se teleportează! S-a teleportat și ăsta. Ok, bine, bine, bine. S-a teleportat și el. Bravo, băiat, brav. Ia să vedem până pot să mai cumpăr bonusuri. Ok. Trebuie să aștept să fac foarte mulți bani ca să dau mai multe upgrade-uri pe aici. Chestie. Frate, la toate trebuie să bagi bilioane ca să bagi upgrade-uri 100. Ce aiurea? Și ce? Hai că punem în ăsta... nu mai contează, punem în ăsta toți banii noștri. Avem încredere în el. Așa, și apoi punem banii în ăsta. Perfect, uite, acum merge și mai bine, la 0,75 de secunde. Ar că am trebuit să pun și aici. Mai aștept să mai fac niște bani. Nice. Ok, am pus și aici. În momentul ăsta nu cred că ar trebui să cumpăr altceva, doar să fiu atentă la chestia asta cu gogoș, să-i dau eu tot timpul work, până când o să reușesc să strâng suficienți bani pentru manager, pentru ea. Mamă, cât abonetul a venit, ești nebun. Ok, asta e la 14 milioane. E ok, ok, ok. Nu știu dacă o să strâng atâția bani, totuși. Ok, ori 10 la asta. Oh, mamă, Tera! Ce e aia? The fuck? Ăștia fac aluatul afară! Aba, nu, stai. Ăștia prepară laptele afară! Olio! Ok, nu știu dacă e tocmai sigură treaba aia, dar să sperăm că inspecția muncii nu o să vină pe la noi. Ok, hai să mai luăm niște upgrade-uri aici și să luăm și în partea asta. Perfect. Ok, hai să punem și aici bănuți și să așteptăm. Trebuie să așteptăm. La 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 la. Ce se întâmplă dacă sar aici? Wow. Uite, dacă ți-este lene să te duci până la tine sau să ieși din ograda ta, nu știu cum să-i zic, din curtea ta, din spațiul tău în care îți faci chestii, poți pur și simplu să sari și te teleportează aici, haha. Ok, 6 milioane, hai încă 4 milioane, am nevoie de acel manager, nu mai am ce face acolo. Ah, 7 milioane, 7, mă plictisez. Mirar! 10 milioane până să... Oh, nice! Aia e, bossule, aia e. Super. Uite, vezi, vezi, așa se fac banii. Asta e muncă eficientă. Freci mental și tot faci bani. Oh, și asta s-a teleportat. Oh my god, ok. Am manager super priceput în cazul ăsta. Ok, hai să vedem ce mai upgradeăm noi pe aici. Aoleo, dar ce scumpe sunt upgrade-urile astea. Ok, hai să punem banii în asta. Pot să iau 9 milioane. Ok, e foarte bine. Și hai să vedem ce mai avem. Ori 10 aici. Oh, super. Ok, hai să vedem. Mă, cresc bănuții destul de bine. Acum dacă aș reuși să le fac pe astea două mai repede ar fi super, dar o să mai dureze. 10 milioane nu e rău, nu e rău. Ok. 3,1. Don't really like it. Ce mai este pe aici? Ce putem noi să mai facem? Mai băgăm bani în asta, desigur. Mamă, deci, uite și tu câți bani faci pe... secundă. Mă rog, secundă. La fiecare 13... nici o secundă nu e. Stai așa. Nu. Zic prostii. Ok, hai să... ce să mai upgradăm noi? Cred că o să mă duc aici la Pizza Place. Nice. Ok, hai să vedem pe aici. Upgrade aici! 18. Ok, 3,3.
Hei, unde-s banii mei? Unde-s banii mei? Hei, hei! Hei, te-am upgradat! Bă, la fița de mută doar azi, dar tu mă înșeli cumva, care-i treaba aici? Ăștia mă înșela la bani. Cum adică? Mie trebuia să-mi dea 18 și el mi-a dat, nu mi-a dat. Păi ce-i asta? Roblox, alo! Unde pleacă toți banii mei? Inspecția muncii, a trebuit să facem inspecția Robloxului pentru că iau bani. Iau bani aiurea. Ok. Știi, eu le zic milioane, dar de fapt sunt, cred că, miliarde. Nu, sunt milioane, nu sunt miliarde. Na. Stai așa o secundă. 5 coroane, rebirth. Oh. Trebuie să mă renasc pe jocul ăsta. Ok. Totuși nu vreau să fac asta, nu. Mai fain, sunt ok așa cum sunt. Ai, ok. Ok, 17. Nice, acum pot să cumpăr și asta. O, magazin de burgeri. Și câta abone tu faci, frate, dar să stai 6 minute după chestia aia e un infern, părerea mea. Ok, mai punem bani în gogoșerie. Și ia să vedem noi în ce mai punem bani. Hai să punem în asta. Păi da, tot nu... Wow. Are level 193. Și sunt curioasă ce se întâmplă dacă fac level 200. Ok. Încă unul. Hai. Hai, încă două nivele. Sunt curioasă ce se întâmplă. Mai scade din secundele alea sau rămâne la 0,13? Că dacă rămâne la 0,13, apoi, sincer, n-are niciun sens să mai bagi banii în ea, după părerea mea. Ok, hai încă puțin. Așa, și am nevoie de încă un upgrade. Nice. 0,06 pentru level 200. Ok, își merită upgrade-urile. N-am ce să reproșez. Chiar își merită upgrade-urile, mă bucur. Ok, hai să mai upgradăm pe aici. Și ia să vedem noi ce mai avem. 5. A, uite, putem să mai upgradăm în partea asta. Level 55, 64. Cred că ar trebui de acum să punem bani în asta și să facem undeva la level 100, cred eu. Cred că așa ar fi mai ok. Cred că aș strânge și mai mulți bani dacă upgradez asta până la level 100. Dar asta o să dureze ceva. Pentru că vin foarte greu banii din partea asta. Ok, am 27, 28. Ok, ori 10. Nice, level 78. Aoleu, și cât trebuie să strâng pentru level 88. Ok. Well, vreau să vă zic că este o mare realizare dacă la final de episod am reușit aproape să ajung în asemenea situație. Și că dacă vreți să vedeți ce se întâmplă în continuare și dacă o să reușim să devenim cei mai bogătani robloxieni, ei bine, nu uitați să stați geană pe canal și să vă abonați clopoțel pentru că altfel nu primiți notificări și când vedeți episodul o să vă pară rău pentru că probabil am postat cu o săptămână în urmă și nu o să mai fiți acurent cu ce se întâmplă. Sau, cum spuneam, nu uitați să vă abonați cu clopoțel și de asemenea să lăsați un like mai jos dacă susțineți acest videoclip ca să mai fac videoclipuri cu simulatorul ăsta din Roblox. V-am pupat pe toți, scumpilor! Pa, pa!